Slavă lui Dumnezeu, stai în ascunde lucrurilor, iar slavă împăratilor, stai în cerceta lucrurilor. Proverbele 25, versetul 2. O greșeală care nu trebuie să o facem și totuși care o facem este sa subestimăm cât de înțelept becher este dușmanul nostru. Um, am început să vorbesc despre atmosferă în aceste zile să arată cât de important este și aș putea să mă duc până la sâmbătă

anoumite strategye ale inami kou li da egziste ou anoumite strategye fote pouternike, efisyente, kare nou ou poutem entseleje dak amayinti nou entselejem kèdè important yeste atmosfèr. Kèdè important yeste atmosfèr. Dak astazia a ajvra sa realizèm de moultori subestimam douchman nou nostrou de moultori subestimam penan onde e kapabil sa sedouk yel doar ka sa ne a batem de la devar sa ou sa ne a batem de a devara tout nou nostrou skop de plan nou lui dounesio pen trou viat sa nostre Și si în această dimineață aș vrea doar să ne reamintim anumite lucruri despre dușmanul nostru. Și si anume, el a ținut un discurs, a avut o predică, între ghilimele, dacă pot să zic așa, în fața ființei ingerești. pentru care Dumnezeu nu, nu, nu este o chestiune. Ființe pentru care Dumnezeu este evi o evidență. Vorbim de îngeri care stau în locurile cerești. Unde era și el. Oare ce le-a zis lor să convingă că nu doi, trei, o treime a mers kou satan. Ou asfel de perswane, ou asfel, ou nasfel de talent, a zite doam ne ajoute mwen sanou kad sou bintuni le lwen. Ye fwa te talentat. Nou sintem noi mai intelijen deket enja kare ya pakalite. Uh, astăzi am citit in citam în Apocalipsa 12, nou, se spune așa despre el, și balarul cel mare, șapele cel vechi, numic diavolul și satana, acela care înșală întreaga lume. Întreaga lume. Întreaga lume. Dacă noi suntem în lumea aceasta, și noi mai devreme sau mai târziu suntem înșelat de el. Și o să spun, oh, pe cum noi nu suntem creștini, noi avem adevărul, noi avem nu știu ce, nu are cum să ne înșele. Crezi? E serios. Chiar crezi lucrul acesta? Chiar te crezi așa înțelept? Nu, îți spun întrebare direct. Chiar te crezi așa înțelept că niciodată, pentru că ești creștin, pentru că ai Biblia, pentru că ai adevărul, niciodată Satan nu te poate înșela. Iar crez asta, eu te rog frumos să revezi acest crez. Să vizitezi din nou acest de crez. Dacă nu cumva, de da fapt, deja acel crez e dovadă că deja undeva da păcălit. <laughs> cel care înșală întreagă lume. Dar nu început cu lume, început acolo în cer. Deci când vorbim de, înțele, de înșelăciune, e expert. Cum a mai spus, el nu e cel mai puternic înger. Că un înger din cer în Apocalipsa vine și leagă o mie de ani. Nu e cel mai puternic. Dar cum a reușit să facă această revoltă? O treime. Capacitatea lui de a înșela. Aici e number one. Are premiul aici. De cât să zicem, nu, 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 noi avem adevărul, nu, nu ne înșelăm la satana, știi? ne gândim că sunt înșelat de satana doar ai să zic creștini care la un moment dat

e expert pentru a înșela și acolo. Azi dimineața a vrea doar să ne gândim la asta. Satan a convins o tremime din stelele, din îngeri, să meargă cu el în răzbunarea lui. Nu e un număr mic. Și vorbim de îngerii, nu de oameni care zic, a, poate există Dumnezeu, poate nu, 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 nu. Vorbim de ființe care cunosc lumea spirituală, cunosc multe lucruri care noi nu le știm. I-a înșelat pe ei. Ce te face să crezi că tu și eu suntem invulnerabili? Suntem, da, suntem invulnerabili la înșelaturile lui.

Cel s-a ca lui era așa amarât și avea un singur cal care tragea, că era și el slab așa. Și într-o zi bogatul îi spune, zice, dar nu știu cum tu poți să mergi în călătorie cu calul tău, uite, e un singur, e slab, ești în pericol. A trebuit să iei doi, trei, să fii mai, și mai musculos așa, să mai fi, să fi în singuranță, ești în pericol. Și prietenul lui Sarachi a spus așa, tu ești mai în pericol decât mine. Pentru că faptul că eu sunt conștient că am un singur cal și că este slab, am mare grijă mereu pe unde mă duc. Dar tu, pentru că ai patru cai pline de forță, nu-ți pasă unde te duci, pentru că ai încredere în caii tăi. Dar într-o zi vei ajunge într-un loc unde poate ei nu te vor ajuta, nu se poate să te scoată de acolo. Deci tu ești mai în pericol decât mine. Ideea acestei poveste este că când avem atitudinea omului bogat. Pentru că zicem, cum să mă înșele satan? Ia uite, frate, ce bibliotecă de cărți creștini care am. Ia uite dimensiunea biblică care o am. Veste ce de mare este, uite, stralucitor. pe, care la credințe de 20 de ani, totuși. Ei, o astfel de atitudine te face să fii foarte ușor înșela de diavol. De fapt, dacă ai această atitudine, sunt sigur că deja diavol te înșala în anumite aspecte din viața ta care nu-ți dai seama. Că aici este înșelaciune. Este să nu-ți dai seama. Îți dai seama doar când e prea Că altfel nu e înșelaciune. Înșelaciune înseamnă că există o perioadă unde nu-ți dai seama ce se întâmplă cu adevărat. De aceea se numește înșelăciune. De scopul meu este, cum zice Scriptura, să fim smerit. Și si de fapt să realizăm. Avem nevoie de ajutorul lui Dumnezeu. Avem nevoie de ajutorul lui Sfânt. Dacă vrem să scapăm de înșelăciune un astfel de ființe. Îți garantez, înțelepciunea ta o menască, nu te va ajuta. Te înșel dacă crezi că înțelepciunea ta o menască, te va ajuta. Pentru că ai de a face cu cel despre care Dumnezeu zice, ești mai înțelept decât Daniel, nicio taină nu ți este ascunsă. E la alt nivel. Deci, fără ajutorul Duhului Sfânt, Sentem fwarte vulnerabil len chela chuni le lui. Nou kontaze ket an avem pe ka la kredintse. Tcha, tche, spoun, nou este na pad pou la kout de aouzit. Dar, dar dakastam sa ne gandim, chi ne sentem noi, sa kredem ke nou putem se fi men chela di el. Ape avem Biblia, ape l konwajten pe Dumnezeo. Pe enjer kare ye li enjelat, nou l konwajta ou pe Dumnezeo? Nou konwajta ou skriptura? Fara, zik di nou, fara ajotor dou luis fwant. Deja te enjelat. Deja nan en chelat. Tsel kare en chal, louman entrag. Aptitudi nan luy den chelat este tokma yasta. Nout dai siyam. Nout dai siyam. Deket, nan momen ken lukri la winen luk itat, dar dacă avem o inimă smerită și zicem, Doamne, dam lumina prin Duhul Tău, deschidem ochi, ok. să văd acolo unde sunt mințit, acolo unde sunt înșelat. Dacă avem această smerenie, atunci Dumnezeu ne poate răspunde din ce și ne poate arata într-adevăr unde suntem înșelat. Dar dacă în inima noastră plecăm cu această premiză, pentru că suntem, nu no știu ce, nu ne poate înșela, deja suntem înșelate. Am fost curios să mă uit în în limba în uh, limba greacă cuvântul caz este tradus uh, cu a înșela când l-am văzut am zâmbit planeu Planeu, planeo. De acolo avem plan. E expert în a planifica. Cel rău poate planifica distrugerea unui om, distrugerea unei națiuni, distrugerea unei biserici. 20 de ani înainte. Sau 4 secoli înainte. Pentru că sunt anumite paturi otravite cu care l-am găsit noi pe pământ pentru că a fost plantat în religia acum patru secole, acum nu știu cât mai mult decât patru secole, au fost plantat anumite paturi otravite. Dacă nu știi ce înseamnă paturi otravite, te trimit la mesaj care tocmai se numește paturi otravite. Deci, planeu, planifica din timp. Planifica din timp. Înainte să să crească ce e plantat, el vine și pune neghină. Și oamenii dormau, nu s-au dat seama când el a făcut asta. Și apoi, în pildă, slujitorul s-a zic, da, n-ai plantat tot ce este bun, cum de uh, este neghină?

Inainte să te naști tu. Inainte să mă nasc. Creștinismul nu s-a născut cu noi. Bisericile care le vedem nu s-au sa născut cu noi. <laughs> noi l-am găsit. Dar cine te spune că în ce ai găsit nu a fost înainte plantat ceva? N-ai cum să garantez că nu era acolo. <laughs> Aia, ai, ia, ai, Seigneur. Scopul meu este doar să spun așa. Ai să fim și smerit, dar și realist, adică cu picioare pe pământ. Că dacă el a putut să înșele, cei care îl cunoșteau pe Dumnezeu, cei care erau în prezența lui Dumnezeu, cei care nu aveau niciun păcat, n-aveau natura păcatoasă. Cei care nu erau limitat de trupul ăsta de carne și sânge. A putut să-i înșele pe ei. Trebuie totuși să zicem ok, um, pe dacă nu mă ajute Dumnezeu, probabilitatea să fie în și eu este mare. Cred că pentru astăzi, ți-am zis că este un mesaj de, de tranziție. Așa lui Dumnezeu, mâine o să vorbim despre

il y a un seul d'accord tout non 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 frère te la mine est totulier courate la mine est totul n'arrêtons pas à entrer en jeu la mine n'arrêtons pas à mancher le satan la mine est totul ok ok d'accord tout à chaque reese moroc car ça fait à chaque décision personnelle ou ça dit nous croyons que il y a ça da dacă putem să realizăm că da, suntem vulnerabili, da, putem să fim înșelat, da, unii care înainte și si noi și care au fost înaintea noastră au putut să fie înșelat în anumite aspecte, atunci avem posibilitate Dumnezeu să ne arate. Pentru că ne-am smerit și si cautăm adevărul. Dar dacă ne bizuim pe înțelepciunea noastră, când Scriptura zice foarte clar, nu te bizui pe înțelepciunea ta, în toate caile tale recunoaște-l pe Dumnezeu, dacă ne bizuim pe înțelepciunea noastră, atunci deja am închis uși că Dumnezeu să ne arate anumite lucruri care au fost plantate, dar nu de El. Mă opresc aici pentru a-ți Dumnezeu